L-avem aici pe frățiorul nostru, George. 3, 2, 1, s-am plecat! Tot aici cu frățiorul meu, Adi, pizzerul nostru, nota 11. Toți îi spun Adi aici la pizzerie, dar de fapt el cheamă Cristi. L-avem aici pe Andrei, care o să filmeze următorul vlog. Hai. Îi predăm camera, o să vadă el pe parcurs cum se descurcă și ceea ce o să filmeze din viața lui și să-i dăm drumul la vlog. Spor la treaba, Andrei! Te-am pupat, George! God bless you, frățiorul nostru. Ce muzică ascultă pizzerul nostru? Aici e muzica Domnului. La crucea de la Golgota. Bun, să dăm bătaie. Mare vlog, tati! Bună ziua! Ciao! Cum se începe? Cum se începe? Așa, în formă, cu forță, în forță, Andrei, forță, Andrei. Salutare, dragii mei! Fără dragi, nu sunt... Salutare lume! Să mă prezint întâi, eu sunt Andrei și vorbesc în fața unei camere. Eu sunt Andrei Sălăgean, am 18 ani și ce să vă mai zic, studiez aici, sunt prieten cu Dani și aparent este rândul meu să fac vlog. Vă voi purta cu mine pe oriunde voi merge și... Da, o să filmez mai multe zile, nu o să filmez doar o zi. Știu că seria este numită O zi din viața fiecărui tânăr. Eu o să vă iau cu mine mai multe zile, așa să... o să avem mai multă activitate. Cu ce vom începe? Eu acum o să mă duc la o întâlnire. Este o parte destul de specială din viața mea, aș putea spune. Este vorba de un club de tineri. Deci din Lupeni. Probabil ați auzit de grupul Impact, de Fundația Neorizonturi. Practic, ce este un club Impact? Un club Impact este un grup de tineri care vor să facă un bine în comunitate, care se gândesc cum să ajute comunitatea, cum să facă o schimbare în lume și cum să se dezvolte pe ei înșiși. Sunt provocați prin diferite activități, se iese din zona lor de confort și da, e o atmosferă destul de faină. Ninja! O por ninja! Vino ninja, către tine, stânga! În față, plec în față! Mai în spate un pic! Acolo în față, dar mai... Aaaa, dacă mâna până în stânga! Aia și acum mai îndreaptă un pic! Întinde mâna mai în față, un pic mai în față! Mai în față, mai în față! Aia, acolo! Mai e cine mă în stânga! Mamă, ce de lucruri avem noi, să ne distrăm tare cu ele. Așteptări de la mine, mă, adică chiar vreau să ias un vlog fain și Dani să fie mândru de mine, știi, maestru aici, tata camerei. Deci, Doamne ajută-mă să fiu creativ, ce să zic. Și am terminat și întâlnirea de seară, n-am stat ceva timp, a fost fain, am distrat și acum mergem acasă, e târziu și mi-e foame. Aveți și voi ideea acum cum arată Impact. Ăsta-i tati. Salut, bro. M-a sponsorizat cu luminile. Cum ți se pare, tati? Nu ai vrea să afli răspunsul meu. Ai vreun mesaj pentru vizualizatori? Abonați-vă la canalul lui Bota. Ia uite, să ne abonăm la canalul lui Bota. Super. Eu nu s-a abonat, dar restul abonați-vă. No, bun, după cum ați putut vedea, m-am apucat de vlog puțin mai târziu, pe la vreo 5, 4, așa. S-a întunecat destul de repede. Am avut ceva activități, am fost la Impact. Ne-am întâlnit cu frații și surorile de la biserică. Cine? Ăla-i Dani.
Suntem aici. Uite aici vlogul, fratele, tata vlogului lor. Tata la vloguri. Tata la vloguri. Pace. Pace, frate, te prind. Salutare, dragilor. Mi-a fost dor de voi. Vă iubesc foarte mult în numele lui Iisus Hristos. Și de-abia aștept să filmez împreună cu voi și sunt sigur că vă este dor de mine. Doar pe acești oameni i-ați văzut, pe mine nu m-ați mai văzut de o bucată bună de timp. Mi-e dor de voi. Plânge. Cum a fost experiența ta în acest vlog? Experiența pentru mine a fost foarte frumoasă, adică am învățat să vorbesc mai mult cu telefonul, camera. Nu, pe bune, fără mință, chiar a fost foarte frumos, chiar a fost fain. Mai ales să fixez picioarele alea. Ceva sfaturi de la voi profesioniștii pentru mine. Sează cadru bine, pune lumina bine. Nu-s nici un profesionist. Vorbește să dau sfaturi, deci da. Descurcă-te. Nu. Da, o gen, trebuie să filmezi orice lucru. Să fii sincer. Aha. Să spui din viața ta, cine ești tu, ce faci tu, unde mergi. Aha. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Aș fi vrut eu să fac eu acest vlog, dar Andrei, de fapt, trebuie să fac acest vlog, îmi pare rău. Da, aici. Adică nu-mi pare rău că face el vlog, dar îmi pare rău că nu-l fac eu. Hai. Mi-e pare rău că nu glumea. E fain, e fain. Am venit acasă, am cântat cu tati, am făcut studioul ăsta superb. N-am să văd nici moartea niciodată. Și da, cred că tot o să fac astăzi, să mă pregătesc și eu de somn, de culcare, mi-e puțin somn și ne vedem mâine. Piața. Ia uitați cum se vede de sus. Deci că e un, deci un bulgă. Și mai avem unul. Ăsta îi? Puffy. Ăsta e Puffy. Și ăsta e de vânzare. Nu e de vânzare. Of. Ia uitați, le ținem în cuși separate pentru că se bat. Mult mai bine. Și cam asta a fost rutina mea de dimineață. Nimic interesant. Ca orice om normal. Sper că toată lumea se spală pe dinți de dimineață și mănâncă. Și un alt lucru care îmi place mie este să cânt la chitară și încerc să cânt și la voce. Așa că să vedem. Mă ascultați acum. Poate vor trece într-o zi, oricât de bune ar fi. Mai am 10 minute până trebuie să mă pregătesc să merg la școală, așa că am să vă las acasă și peste câteva ore pentru mine, pentru voi tot jumătate de secundă așa, un pic, doar o tranziție o să fie și o să ne vedem din nou. Pa! Pa, Andrei! Domnul cu tine! Da? Domnul cu tine! Și cu voi! Și am ajuns! Da, a durat numai o secundă pentru voi. Pentru mine a durat câteva ore, a fost foarte plictisitor, dar
De acum urmează partea interesantă, pentru că mergem la Timișoara și să filmăm niște cadre acolo, să ne plimbăm, o să vedeți cât de frumos e. Eu n-am fost niciodată la Timișoara până acum, sincer, și de-abia aștept să văd, îmi place foarte mult să călătoresc. Mă duc să-mi fac un duș și ne vedem imediat. Am decis să vă arăt cum se face un bagaj atunci când trebuie să plecați. Adevărata cale de a face un bagaj, niște bluze, o altă bluză, pantaloni, câteva tricouri, șosete, etc. Luăm ghiozdanul nostru. Îl amestecăm foarte, foarte bine. Și acum să iau camera să vă arăt. Ia uite, toate sunt organizate frumos. Cum v-am zis, de la sine. Doar trebuie să asta, să le băgați așa aiurea, nici nu contează cum. Scuturați puțin și merge. Suntem gata să mergem. Și am plecat. Mergem spre Timișoara. Suntem pe mașină. Conducem aici cu Daniel, fratele meu mai mic, cu mami și tati e șofer. Ziua 42 de condus spre Timișoara. Am oprit pentru pauză. Eu am dormit. Da, cum e tati? Cum e? Frig. Frig? Păi de 42 de zile să mai răcii. 42 trecut deja. Acum trece timpul. Așa e. Mare vlog avem și melci. De unde? Aici, uite. De unde? Ce de unde? De unde ai găsit? Uite, iarbă, sunt o grăză și ăsta. Ești frumos ei. Și am ajuns în Iulius Mall. Suntem în parcare, îl așteptăm pe părul meu să vină și să mut chestiile. Avem aici bagajul meu, sac de cartofi, să avem ce mânca. Și da, să ne plimăm, să vă arăt tot felul de peisaje, sunt foarte faine. Le-am văzut deja, dar o să trebuiască să luăm niște cadre, probabil când e mai lumină. Ia uitați părul. Hai cu Loganu! Alin. Ciao. O să ne ducem să mâncăm ceva, să bem o cafea, probabil. Hai să mergem. Dă seama, te vreau să întreb dacă ne faci aia cu unul, că să nu cam... Bună seara, dragi! Bine, da, e seară, am mâncat și... n-o să mai filmez astăzi nimic, că e seară și nu mai apucăm să filmăm nimic. Poate mâine tragem niște cadre. Și da, ne vedem mâine. Daniel, fă cu mâna. Și am ajuns și în centru. Clădirea operei, aici, că aici a început revoluția. De frumos, o grămadă de clădiri. Acum se renovare, dar arată așa cât de vechi posibil. Acolo, în caz că vă interesează, avem McDonald's. Da, arată foarte frumos și noaptea. Și cam atât a fost, dragii mei. Sper că v-a
Sper că v-a plăcut acest videoclip, acest vlog. Vreau să-i mulțumesc lui Daniel pentru provocarea pe care mi-a dat-o și pentru faptul că a avut încredere în mine să-mi dea camera și să port peste tot. A fost o experiență frumoasă, a fost o experiență unică și da, aș mai face-o dacă aș mai avea ocazia. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal, dați un like, un share, ajutați-l pe Dani să-și crească platforma și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pa. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pa.